haideți să lăsăm marea în spate, să ne întoarcem în delta, pentru că, dacă vă amintiți bine, Lorelai spunea că are de gând să învețe să vâslească. N-a vrut să ne spună cam care va fi profesorul ei în materie de vâslit în delta, dar, dacă stau bine să mă gândesc, aici ai șanse destul de mari ca un bărbat să se numească Ivan. E dimineață și astăzi sunt hotărâtă să învăț să vâslesc. E imposibil să nu reușesc pentru că mă întâlnesc cu cel mai priceput profesor din Delta. Bună dimineața! Bună Lorelai. Dimineața! Îmi pare bine! Bine ați venit în Comuna Crișan! Bine v-am găsit! Sunteți persoana cea mai potrivită de aici din Delta să mă învățați să vâslesc. Cu mare plăcere! Să știți că nu e deloc greu, va fi foarte simplu. Nu e greu? Mai am șanse să ajung la Olimpiadă? Ei, nu, poate nu la Olimpiadă, dar ca turiști să aveți o amintire plăcută din Delta. Multiplu campion olimpic și mondial la canoe, Ivan Pațaichin este un om de o modestie rară. Localnicii îl cunosc, îl respectă și de fiecare dată se bucură când îl văd printre ei. Șnițele de pește, aici mâncam numai șnițele din alea. Cu multă răbdare, încearcă să mă învețe și pe mine să merg cu barca. Și să nu te sperii că nu se întâmplă nimic, chiar dacă se clatină, nu lași vâsla din mână. Așa e foarte bine. Da? Poți să ții mâna mai jos, mâna cealaltă de sus, poți să ții mai așa, dar așa? În poziția asta ții mâna. Așa. Așa, e mai interesant. Și poți să stai mai aproape de marginea bărcii ca să-ți fie mai ușor. Așa e perfect. Vrei să cad în apă? Nu cad. Atâta timp cât ești cu mine, nu cad. Și acum încercăm să vâslim. Ia. Și mergem înainte, așa. Ușor, așa, dar să lipăi. Restul mă ocup eu. Și în poziția asta putem vâsli fără probleme. Așa. Ați spus că padela nu trebuie să o țin într-un mod anume, când intră în apă, da, cât să ai priză la apă, să simți că se oprește în apă și atunci trage. După ce a renunțat la cariera de sportiv de performanță și de antrenor, Ivan Pațaichin s-a întors în locurile în care a crescut și astăzi se implică în promovarea Deltei. Prin intermediul asociației pe care a înființat-o, Ivan Pațaichin Mila 23, organizează anual Romania, festivalul internațional al bărcilor cu vâsle, la Tulcea și încurajează mișcarea în natură și mersul cu un nou tip de barcă, cu canotca. Canotca este o invenție de-a noastră pentru că este un exemplu de a păstra tradiția venind cu ceva nou. Vechea lotcă tradițională este o embarcațiune utilitară, greoaie. Greu de manevrat, greu de mers. Plus și poziția, tragi cu rame, stai cu spatele spre înaintare. Iar canotca este o copie după lotcă, dar este mult mai trendy, mai ușoară, deci are 40 de kilograme. Plus această poziție de a vâsli cu fața înainte, ai altfel de contact cu natură și altfel simți locurile. Și e sigură? De răsturnat nu se răstoarnă, nu se scufundă, fiind din lemn. Dar te poate arunca din ea dacă nu ești atent. Ce înseamnă, de fapt, Romania? Mișcarea aceasta pe care ați inițiat-o dumneavoastră? Ideea de a promova România și, în mod special, Delta și de a promova acest gen de turism eco, turism lent, mai puțin agresiv. Printre proiectele derulate de Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 este și acela de a declara zona Crișan Caraorman Mila 23 zonă ecoturistică, un loc în care vizitatorul să aibă mai multe variante pentru a-și petrece timpul în delta. Crișanul e un loc pentru iubitorii de păsări, unde vor avea posibilitatea să vadă un cuibărit. Și Mila va fi un centru de gastronomie, vor fi create câteva gospodării cu femei care vor avea anumite specialități de preparat pește. Am aici o elevă foarte silitoare și conștiincioasă. Te descurci și chiar mă enervez că tragi așa într-una. Faci febră după aia. Am așa. Ajuns la finish, nu? Ești întreagă. N-ai pățit nimic, dacă n-ai făcut baie, n-am făcut nimic.
Nu ne despărțim însă de Ivan Pațaichin. Împreună ne îndreptăm spre Mila 23, satul său natal. Localitatea aparține de comuna Crișan, iar ca să ajungi aici, te abați de pe brațul Sulina și intri pe Dunărea Veche. Este unul dintre cele mai cunoscute sate pescărești din Delta, ale cărui case îți dau impresia că ești într-o mică Veneție rurală. Aici vizităm Muzeul Lotcii. Am vrut ca această lotcă să devină un brand al Deltei. Aici sunt câteva bărci, cea din mijloc e chiar bărcuța cu care pescuia tatăl meu. La Muzeul Lotcii sunt amenajate panouri dedicate și campionilor din Crișan și Mila 23. Începând cu anii 50 de aici, din micul sat înconjurat de ape, au cucerit lumea sportului 23 de campioni olimpici și mondiali la caiac canoe. Ivan Pațaichin a câștigat 7 medalii olimpice, dintre care 4 de aur, și a fost de 22 de ori medaliat mondial, de 9 ori primind medalia de aur. S-a apucat de sport de performanță la 17 ani și după un an, în 1968, a câștigat prima medalie olimpică de aur în Mexic. Și astăzi, Ivan Pațaichin își amintește când a fost prima dată în barcă. Povestiți aici că la 4 ani ați mers prima dată cu lotca, cu bunicul. Așa este. Bunicul. Eram vecin cu bunicul și bunicul era un om deosebit. El avea cărți, foarte multe cărți, citea povești. Prima mea ieșire în baltă, adormind la el, m-am trezit a doua zi dimineață, cu soarele deasupra, în baltă, în vârful bărcii. M-a trezit zgomotul de la valuri. Și nici nu vă amintiți cum ați ajuns în barcă? Erați mic? Nu, probabil că în somn m-a luat. Eu m-am trezit abia, probabil că era 9-10 ceasul, era soarele foarte înalt, bunicul era sătul de pescuit, dar senzația aceea să te trezești în mijlocul bălții în barcă a rămas pentru mine foarte bine impregnant în memorie. Ivan Pațaichin este de origine lipovean, iar în Mila 23 este cea mai mare comunitate de ruși lipoveni. Lipovenii au ajuns în România prigoniți în urma reformei Bisericii Ortodoxe din Rusia, instituite de către țarul Alexei și patriarhul Nikon în secolul al XVII-lea, pentru că nu au vrut să adopte schimbările. Aici tradițiile încă se păstrează, cu sărbătorile pe rit vechi și corul de femei. Ce faci, Lucica? Să rămână. Bine, bine ai venit. Bine te-am găsit. Hai, nu ne inviți la tine? Să ba ne da. Cânti și nouă ba ceva? Da, cu mare drag o să vă să cântăm. Să ne cântați ceva de-al nostru? Da, o să cântăm cu fetele hai, noastre. Hai, hai să vedem. Dumneavoastră, cum i-ați caracteriza pe lipoveni? Sunteți lipovean? Nu, eu întotdeauna i-am respectat, întotdeauna i-am admirat, pentru că sunt niște oameni deosebiți, sunt oameni foarte primitori. La lipoveni de ajuns să te apropii de el, că după aia nu mai scapi. Sunt oameni deosebiți, sunt în stare să dea și cămașa de pe ei, numai ca să te simți bine. Și, dar asta numai dacă te simte că ești alături de ei. Я тебя, милый, оставила, совершил со мной выбор такой. И не я тебя, милый, оставила, целоваться на свадьбе с другой. Cum s-a schimbat Mila 23 față de cum era atunci când locuiați aici, trăiați aici? Bine, copilăria mea nu mai seamănă deloc, pentru că a fost modificată foarte mult Mila 23. Localitatea a fost cumva mutată, pentru că satul Mila 23 era de foarte multe ori inundat. Se întâmpla și de 3-4 ori pe an să fie inundat. Legai barca de clanța ușii, chiar și în casă intra pește câteodată. Cum arăta o zi a lui Ivan Pațaichin aici în Mila 23, înainte de a vă apuca de sport de performanță? Era o perioadă deja foarte prinsă, pentru că eu înainte să mă apuc de sport, după cele 8 clase, altceva nu aveai ce să faci aici decât să te apuci de pescuit. Fiind minor, eram angajat ca ajutor de pescar pe lângă tata și lucrul ăsta eram convins
și conștient că dacă nu fac ceva, asta era singura soluție. Și probabil că dacă rămâneam, eram pescar și probabil că cel mai bun pescar, fruntaș. Aș vrea să lansați un slogan pentru turiști, să vină să viziteze Delta, pe scurt, ce le-a spune? I-aș invita pentru că este unică. Delta este unică și au ocazia să cunoască ceva ce alții ar dori să aibă și nu au. Noi avem și nu știm să ne mândrim cu ceea ce avem.